Simplu milițian, stai așa. Încă nu scrie, hai s-o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari. Nu trebuie să mai spui, bagă bani, bagă bani. În cursul lunii octombrie, Dan Bălănescu, avocat în cadrul baroului Mehedinți, a pretins de la denunțător 5.000 de lei, asigurându-l pe acesta că sesizarea sa va fi rezolvată, întrucât va interveni pe lângă un polițist de la biroul Poliției Rutiere din Drobeta, Turnu Severin, în speță Valentin Chiriac, care la rândul său va interveni pe lângă polițistul ce are în instrumentare cauza și îl va determina să adopte o soluție favorabilă denunțătorului. Au prins în flagrant pe Bălănescu Dan, avocat în cadrul baroului Mehedinți, și un agent de poliție rutieră, Chiriac Valentin, din cadrul IPJM din Serviciul Poliției Rutiere, pentru infracțiunea de trafic de influență, cercetați, în momentul în care primeau suma de 3.500 de lei din totalul de 5.000 de lei pretinși de la denunțător. Pentru a interveni în scopul soluționării unei lucrări, pe lângă un alt agent de poliție, colegul Chiriac, în vederea obținerii unei soluții favorabile pentru denunțător. Noaptea trecută, procurorii anticorupție au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore. Riscă o pedeapsă de la 2 la 10 ani pentru fapta lor și procurorii din cadrul DNA au dispus măsura reținerii pe 24 de ore, urmând ca ulterior să propună Curții de Apel Craiova arestarea preventivă pe 29 de zile. În acest dosar a mai fost audiat un polițist al serviciului rutier, cel care i-ar fi făcut dosar penal denunțătorului.